Bună seara, stimați telespectatori! E sâmbătă la zi de zi, deci înseamnă că e o poveste. Și de data aceasta o poveste adevărată. În tradiția Oastei Domnului există un personaj renumit, fratele Petru, care la un moment dat este invitat în perioada imediat instaurării comunismului la o mare conferință la Deva, acolo unde dr. Petru Groza, care avea de loc din Băcia, din locul de unde și Petru se trăgea, să asculte ce trebuie să facă el ca un cooperator absolut remarcabil pentru a fi pe placul orânduirii sociale din vremea aceea. La un moment dat, după ce vorbește o oră, dr. Petru Groza și uimește pe toți, domnul președinte, ce frumos vorbește, Baci Petru ridică mâna și se aude în plină sală. Domnule președinte, domnule președinte, dați-mi voie să zic și eu ceva. Dr. Petru Groza se rușinează, nu putea să-l refuze chiar pe bătrânul său concitadin. Și bătrânul îi spune, vă mulțumesc de ce ne-ați învățat, dar pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Disperat, președintele plătește asistentul și spune, du-te, urcă în autobuz și trimite la casă. Baci Petru s-o dat jos la prima stație, s-o turnat înapoi în ceea ce însemna sala de spectacol propagandistic și după pauza luată pentru a se elibera locul, după ce iarăși vorbesc câțiva propagandiști, Baci Petru ridică din nou mâna și ce? Domnule președinte, domnule președinte! Petru Groza se gândește, cred că nu va mai spune același lucru. Când l-a ridicat în picioare pe Baci, Baci zice, domnule președinte, mulțam e plata autobuzului, dar tot trebuie să vă pocăiți că s-a apropiat împărăția cerurilor. Nu există alt cel pentru un creștin decât să ceară celuilalt care îl conduce să fie atent și la împărăția cerurilor. Iar uneori la împărăția cerurilor nu putem să ajungem decât prin pocăință. Nu promisiunile țin de foame unui popor și nici unui suflet nu-i țin de foame promisiunile, ci oamenii limpezi, limpezi pentru ținta împărăției lui Dumnezeu. De aceea îngăduiți-mi și mie să spun celor care din când în când își aduc aminte de noi, pocăiți-vă, s-a apropiat împărăția cerurilor. Mâine e o nouă zi.